Prima întrebare pe care au pus-o târgoviștenii când au ajuns în fața ghișeelor a fost dacă s-au mărit impozitele. Răspunsul primit i-a speriat puțin. Taxele și impozitele au fost majorate, însă după ce și-au făcut calculele s-au mai liniștit. Anul acesta, impozitele și taxele, comparativ cu 2018, au crescut pentru că am fost obligați prin codul fiscal să indexăm cu rata de inflație. Rata de inflație este 1,34%. Asta înseamnă că un contribuabil care anul trecut a achitat 100 de lei impozit, anul ăsta achită 101 lei. Cei care au plătit acum integral impozitul anual au beneficiat și de o reducere de 10%. Vârstnicii spun că nu este o scutire mare, dar este binevenită. V-ați pus bani deoparte de anul trecut? Nu. Așa că au mai rămas. Cât au mai rămas? Întotdeauna plătiți înainte, la început? Întotdeauna am plătit până în 15, da. Beneficia și de reducerea aceea, 10% când plătiți înainte? Un lei. E foarte puțin? Da. Trebuie. Trebuie să. Pentru ce plătiți? Mașina, casă? Nu mai e un apartament de două camere și sunt singură. Deci contribuabilii care își achită impozitele pe clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxa de habitat, până la data 31 martie, integral, pentru anul 2019, primesc o bonificație de 10%. Deci o reducere de impozit de 10%. Anul trecut a fost, din punct de vedere al colectării, un an mai bun, deci 2018, decât 2017. În condițiile în care, la nivelul municipiului Târgoviște, impozitele au fost la fel, am colectat mai mult. De obicei, o treime din contribuabilii târgovișteni achită taxele și impozitele locale în primele 3 luni ale anului, în timp ce 10% rămân cu ele neplătite. Aceștia riscă penalități. Cei care nu își achită impozitele și taxele locale la termenele stabilite de lege, respectiv 31 martie și 30 septembrie, li se calculează majorări de întârziere de la data termenului de plată până la data plății respective. Majorările sunt de 1% pe lună sau fracțiune de lună. După ce și-au achitat taxele, mulți au continuat drumul la instituții unde aveau de plătit facturi ca să scape de grijă de la început de lună.